Viața cu lui. Un weekend la schi. S-ar zice că eu și Grunwald ne-am cunoscut cu o zi înainte să venim pe lume. De atunci suntem prieteni buni. Bună, dragă! Zâmbește că-ți fac poză! Să nu arunci cu nimic în mine! Așa. Am crescut împreună și am împărțit totul. La bine... Hai, dă-mi-o! Și la rău! Ajutor! Și la necasă. Dar ca orice prietenia noastră a fost încercată de un eveniment neașteptat, cunoscut ca... Hai, scobine, vizitează la serviciu. E cea mai stupidă idee posibilă. De ce nu ieși o zi în care să-i trimitem pe ei să muncească în locul nostru? Știi că astăzi anunță promovările. Ce poate fi mai bun decât un refuz pentru ca odraslele noastre să învețe cum e viața? Sper să-mi strige numele ca să-i refuz. Uite așa. Hai, tată. La muncă vă dau mâncare. Glumești? E cea mai bună parte a zilei, de-aia mă și duc. Grozav! Dispozitivul XR-200, cel mai bun din întregul Occident. Fără acest mecanism, pământul s-ar putea să nu se mai învârte. Tată, cum afli când se termină programul? Păi, când simți că picioarele ți se lipesc pe podea, spatele te doare de parcă s-ar fi rupt și capul îți țiuie ca orchestra timpanică! Atunci e ora plecării? Nu! Mai ai de muncit o jumătate de ore! Oare ce-or face la matematică? Atenție, către muncitori! Anunțăm cu plăcere că domnul Grunwald a fost promovat ca maestru șef al muncitorilor. Felicitați-l pe noul maestru ce se ocupă de controlul calității mecanismelor. Grunwald! Abia aștept să văd ce mutre vor face când o să-i refuze. Hai, fi***e! Mergem sus! Hei! Abia aștept să urci să-i refuzi! Se crede aștepți, bun plan! Pa, lui! Da, pa, amice! Hai, Andy, mă bucur că Eric a fost promovat! Da? Îți spun eu! Asta schimbă totul! Nu mai putem fi prieteni cu ei! El vorbește de la alt nivel! Are costum! Și tu ce ai? Salopeta? Hai să-ți arăt ceva! E simplu! Suntem cartofi, o garnitură! Gustoasă? Da! Sățioasă? Absolut! Și Grunwald era un cartof! Dar, printr-o mare minune, a devenit fel principal! Cartofi înăuntru și pe deasupra carne de porc. Garnitură contra fel principal. Ia ghici cine câștigă. Cartoful cade. Carnea de porc câștigă tot timpul. Mulțumesc, tată. Acum m-ai luminat. Așadar, au trecut vreo două săptămâni fără să ne vedem prea des cu familia Grunwald. Dar nu-mi făceam griji. Deși taică-sau era friptură, eu și Mike vom rămâne întotdeauna cartofi. Bună, nu ne-am văzut de mult. Grozav! O cutie cu justițiarul nopții! Wow! De unde ai? Unul dintre noi, colegii ai tatei, îl cunoaște pe vecinul justițiarului nopții. Fii serios! Bună, Anderson! S-a umplut cantina! E lapte cu ciocolată? Ce pot să spun? Tata a început să cumpere delicatese! Ia te uită! Nici n-a expirat încă! Și băile au un dispozitiv din care scurge să pun lichid în mână. A, și fiți atenți, cafeaua e gratis. Ai salam de bolonie? Da. Ce s-a întâmplat? Salamul piperat nu mai e destul de bun pentru tine? Dar fiindcă economisești banii pe cafea, îți permiți mâncare mai bună. Hey, Grunwald! Sâmbătă noi jucăm fotbal, nu vii și tu? Mersi, dar nu pot. În weekend mergem la schi. Și ce-i cu asta? Tata ne duce la schi în fiecare iarnă. Serios? Da, da, la Aspen, în munții Stâncoș, pe muntele Rushmore. Odată am schiat pe nasul lui Lincoln. Wow! Și cum de ne-ai spus tu până acum, hă? Nu-mi place lauda. Știi cum e când află lumea? Mă înveți să schiez? Pot să-ți văd trofeele? Ai trofee? E grozav, lui! Ar trebui să mergi cu noi în weekend! O, ce? Adevărul e că nu sunt un schior bun, dar dacă un expert ca tine mi-arată câteva figuri, îl sun pe tata. Poate merg și ai tăi, a? Ce drăguț din partea familiei Grunwald că ne-a invitat la schi! N-aș zice! Se joacă cu noi!
Ai supără pe săraci, vrea să ne vadă târându-ne. Ei, nimeni nu vrea să te îngenuncheze. Crede-mă, eu te-am văzut și nu-i deloc plăcut. Abia aștept să învăț să schiez. Ei știu că suntem începători? Firește, nu, de ce le-am spune? Lui, nu am schiat niciodată. Sunt sigur că se vor grăbi să ne învețe niște trucuri de maestru, șef. Ce să-ți spun? Mamă, nu mă simt prea bine. N-ar trebui să mergem. Ai conștientizat, puiule. Ce? E din pricina altitudinii. Ai conștientizat că ești la munte. O să-ți treacă. De la o vreme, Grunwald se comportă ciudat. Îmi tot vorbește de ceva de genul tirbușon dublu cu aripioare. De parcă eu cunosc băuturile sofisticate ale celor bogați. Ciudat. Doamna Grunwald mă tot întreba de aspăn și de voal. Eu i-am spus că aspirina e pentru răceli, iar voalul pentru mormântări? E numai vina mea, i-am spus lui Grunwald că suntem experți în schi și că mergem la schi în fiecare iarnă pentru că el avea lapte cu ciocolată neexpirat și cutie cu justițiarul nopții. He, schiori experți! Ce mutră trebuie să fi făcut Grunwald când a auzit! Lui, de câte ori ți-am spus că nu e bine să minți? Am dreptate, Andy? Ce? Așa e, nu e frumos să minți. Când ajungem acolo, te rog să le spui oamenilor adevărul. Dar mama... Să nu ne pripim, mami! Nu mai comentați! Nu uita lui, cum ne întâlnim cu familia Grunwald, le spui adevărul. Exact, adevărul și numai adevărul. Firește, nu strică o mică înfloritură pe aici, pe acolo. Uite-l, el e cel despre care v-am povestit. Vai, dar nu pare deloc un expert. Hei, Anderson! Era și timpul să sosiți. Nu știam că avem program, Grunwald. Să știi că le-am spus tuturor că ai schiat pe toate continentele. Spuneți-mi, cum e ghețarul din Antarctica, comparativ cu Everestul? Nu am... Wow, e adevărat că un vârf din Alpii poartă numele? Glumești? Au numit tot lanțul muntos după mine. Ați auzit de azi? Aura, trebuie să ne spui totul despre costumele de schi europene. E adevărat că a revenit moda a preschiurilor? Lui a schiat în toată lumea. Nu mi-ai spus așa? Păi... Da, să vedem cum se descurcă la cupa juniorilor. Spuneți-mi că e o băutură întăritoare pentru sportivi. Nu, e o mare competiție de schi. Te-am înscris ca să le arăți amatorilor cum se schiază. Grozav. Nu înțelegeți. Nu am locuit niciodată în Europa. Și eu mă simt la fel când sunt acolo. Aura, pantalonii tăi sunt super dragă. Spune-mi și mie de unde i-ai luat. Sunt niște colanți de poliester. Oh, important e cum îi croiești. Îmi plac materialele demodate care revin la modă. Odată ce ai depășit un yeti uriaș pe pârtile de pe Kilimanjaro, să schiezi în stâncoși, e simplu ca bună ziua. De mult voiam să mergem într-o excursie pe schiuri. Așa e. Ce zici, Anderson? Ai vrea să ne conduci? Glumești? Sigur că da! Sunt ursul polar Anderson! Următorul concurent al cursei de slalom e Anderson, omul de gheață! Hei, au cerut o poreclă! Hei, Grunwald, amicul tău s-a cam înverzit! Un schior fără experiență s-ar teme de moarte. Dar tu nu te temi, nu, lui? A? Așa... Hai, lui! M-a durut. Hinterlandul îmi amintește de perioada când am traversat tundra siberiană cu mâinile goale. Mi-am degerat 4 degete. Firește, au crescut la loc. O lună întreagă nu ne-am hrănit decât cu zăpadă și iar zăpadă. Uneori în vacanțe și de sărbători mocirlă, dar cu măsură. Și după câteva săptămâni am aflat că zăpada și mocirlă sunt una și aceea. Și era să facem greba. Pe loc să coborâți din telescaun. Exersăm procedurile de evacuare. Fii pregătit. Iată motoul meu. Credeam că e motoul cercetașilor. Nu, eu l-am scris. Hai, să pornim la drum.
Măriți pasul, băieți! Dar dacă are loc avalanșă? Ce atâta grijă? E doar zăpadă, cât de tare te poate lovi? Pârtie pentru începători. Mi-a încălzat mama! Mi-am cam pierdut îndemânarea. Aura, te simți bine? Nu m-a durut. Nu! Ți s-a rupt superbul costum! E doar o găurică. Mă întorc în cabină să-i cos. Să nu plecați departe, mă întorc îndată. Cursul intermediar, floare la ureche! Iuhu, se pare că... La dreapta sunt obiecte pierdute, baia este la stânga, doamnă. Mulțumesc mult! Nu chiar. Bietul de tine? Asta e bună. Tot eu sunt. Ascultă, am găsit o mănușă și nu e a mea. Dar poți o împrumut? Se poate? Cucoană, mănușa ești de 3 ani. Poți o iei. Hai, poți o iei. Oh, ce drăguț ești. Pa, pa. Nimic nu e ca o dimineață pe munte. Îți vine să cânți cât te țin plămânii. Cine vrea să cânte toradorul? Încep eu! Toreadorule, nu scuipa pe jos, folosește scuipătoarea, că pentru asta e. Hai să cântăm! Ce-ați pățit? V-a mâncat gerul plămânii? Hai să nu pierdem vremea! Hai să cântăm! Cine scrie pe placă de acolo? Zice liniște, pericol de avalanșă! Nu știi să citești? Mi-am amintit că trebuie să sun la bursă până la sfârșitul zilei. La revedere! Și eu am rezervat masa de prânz la cabană. Anderson, încep să bănuiesc că nu știi ce faci. Alungă gândurile alea negative, Grunwald. Totul e sub control, băiete! Îți mărturisesc că prima dată când mi-ai zis că ești un schior bun, am crezut că e o scorneală. Păi... Dacă tot ai deschis subiectul... Și următorul concurent al cursii de coborâre e Anderson, omul de gheață! Vei reuși, lui! Ești omul de gheață! Ba nu e adevărat! Adevărul e că nu am schiat niciodată! Credeam că o să reușesc, dar e imposibil! Hei, unde ați dispărut cu toții? Aura Anderson, ești o creatoare de modă. Ruptura spune la o parte, iar mănușa strigă ajutor. Aura Anderson, autentică. Trebuie să o am. Spre magazinul de mânuși, doamnelor. Unde s-o fi furișat, Tommy? Să vă plecați înainte, să înduiți genunchii și bețele mai sus. E tare amuzant. Am plecat de aici. Nivel mediu. Bine, am câștigat primele probe. La ultima ar trebui să fluierăm. De ce? E proba de consumat ciocolată fierbinte în cabană? E la fel de simplă. Se numește săritura nebuniei fatale. Ei, uite, urmează acum. Gata, renunț. Omule de gheață, ce ai pățit? Nu știu să schiez. Nu am schiat în viața mea. Nu mă pricep. Ce tot încerci să-mi spui? Te lăudai cu noua ta cutie și cu slujba tatălui tău, așa că am inventat minciuni despre schii. E o minciună? Și dacă nu era laptele tău stupit cu ciocolată, acum aș fi jucat fotbal cu adevărații mei prieteni. Bine, pleacă! Nu am nevoie de tine! Acum am alți prieteni! Au, scuze! Sau, de când am fost promovat, te porți urât cu mine. Promovarea
cu care îmi dai mereu peste nas? Ajutor! Ajutor! Hei, să știi că dacă ai fi bun, poate că te-ar promova și pe tine. Ce? Ajută-mine! Cunosc mecanismele mai bine decât oricine. Încă de la vârsta de 12 ani am dormit cu unul legat de mână. Mi-am schimbat până și numele. Da, mă cheamă Andy Mechanism Anderson. A mea! Dar de ce ai făcut asta? Numele smintit era deja luat? Ajută! Hei, rezistați, copii! Vă pun să-mi vă! Ce se întâmplă aici? Nu știu. Sunt maestrul șef care se ocupă de controlul calității la fabrica lui John Doe. La o parte! Hai odată, ce stai? Nu recunosc dispozitivul, trebuie să fie un model nou, nu știu. Ești lent, Grunwald! Ai stat prea mult departe de noi. Eliberează presiunea din al patrulea rulment. Dă drumul, roții! Nu pot! Ești afară? Da. Andy, îmi pare rău. Și mie. Ești cel mai bun prieten pe care îl poate avea un smintit. Mersi, mecanism. Îmi pare rău pentru tot. Mie îmi pare rău. Vroiam să-i impresionez pe fraiere ăia. Prieten? Prieten. Hai să plecăm de aici. Poate ne lasă să coborâm cu telescaunul. Nu, o să sar. Glory, chiar nu e cazul. Știu, dar asta vreau. Ia-o parte, fratele! Hei! Poftim, poștule. O meriți. Da, știu. Ci pentru că prietenia dintre cele două familii fusese supusă unei încercări. Și legătura a devenit mai puternică. Anderson? Grunwald, ce cauți aici? Restructurări. Maestrii care se ocupau de controlul calității mecanismelor au fost primii eliminați. Mai să fie! Iată, uite cine a venit! Din nou la munca de jos, Grunwald? Hei! Cu cine crezi că vorbești? Grunwald e cel mai bun mecanic din întreg statul Wisconsin. Primul care a reușit să se ridice în 10 ani. E clar că directorii ăștia habar n-au ce pierd. Ne bucurăm că te-ai întors! Vino! Îți fac cinste cu o cafea. Ei bine, cum ți se pare? Prea gras. Deci, jucăm fotbal în weekend? Regret, dar nu pot. De data asta ce faci? De când a revenit la vechea slujbă, tata are o grămadă de timp liber. Ne ducem să ne plimbăm cu barca pneumatică. Serios? Faceți niște excursii excelente. Ce mare lucru. Noi plecăm mereu cu barca. Pe ape albe de-a ta, spumă? Ape albe, albastre, mov. Am desenat toate culorile curcubeului. Atunci, de ce nu vii cu noi în weekend? Îl sun imediat pe tata și zic că mergeți cu noi. Ne întâlnim la cascadă lui. Nu-ți uita casca, tanta. Ai mei merg la cascada Niagara în fiecare vară. E ultima dată când te acoperi.